Misiunilor credincioși, astăzi am ascultat împreună două sfinte evanghelii. Una este Evanghelia Duminicii, în care ne este descrisă vindecarea slăbănogului din Capernaum. Și a doua sfântă evanghelie este Evanghelia care s-a citit în cinstea Sfintei Mucenicii Eufimia și ne-a arătat pe acea femeie păcătoasă care a venit aflând că Mântuitorul este în casa unui fariseu, la masă, a venit plângând și a început să stropească cu lacrimi în picioarele Mântuitorului, să șteargă cu părul capului ei picioarele Mântuitorului și să-i ungă cu el. Ambele aceste sfinte evanghelii ne sublinează în primul rând un lucru iubit să credincioși de care depinde mântuirea sufletelor noastre. Și anume, puterea aceasta de a ierta păcatele și, înainte de acestea, puterea lui Dumnezeu de a cunoaște gândurile oamenilor. Nu am știut că va fi și aceasta a doua Evanghelie, nu m-am citit aseară, dar faptul că ambele Evanghelii ne vorbesc azi despre iertarea păcatelor și despre cunoașterea gândurilor de către Dumnezeu, mă face pe mine să vă vorbesc astăzi, iarăși, de taina Sfintei Spovedanii. Haideți să vedem în prima Evanghelie cum mi sunt descrise aceste lucruri. Mântuitorul era în Capernaum. V-am mai spus, Capernaum era și supranumită cetatea Mântuitorului, fiindcă aici a făcut Mântuitorul cele mai multe minuni. Și la Mântuitorul a fost adus un slăbănog. Un om care era în pat, nu se putea mișca, nu se putea deplasa. Ceea ce s-a întâmplat atunci ne este descris de cei trei evangheliști sinoptici. Sunt evanghelist Marcu, Matei și Luca, ne descriu această întâmplare. Bineînțeles, fiecare punând accentul pe anumite detalii. În una din evanghelii ne vedem descrisă lucruri cum este adus acest bolnav pe pat de către patru oameni, cu Mântuitorul era într-o casă în Capernaum, propovăduind, iar casa era plină de oameni și cei care au venit pe un bolnav nu aveau pe unde să intre. Și atunci s-au suit pe acoperișul casei, care era ca o terasă, acolo au desfăcut acoperișul, au dat la o parte bârnele care erau puse deasupra și crengile, cum erau făcute atunci casele, și l-au lăsat pe cel bolnav în fața Mântuitorului cu frânghii. Iar Mântuitorul, văzându-l pe acest om bolnav, dar spune Sfânta Evanghelie, văzând credința celor care l-au adus pe el, i-a spus celui bolnav, iertate sunt păcatele tale. Când au auzit aceste cuvinte cei care erau acolo în casă, printre ei fiind și oameni care se îndoiau de Mântuitorul, farisei, rabini, când au auzit cuvintele acestea, iertate sunt păcatele tale, în mintea lor au început să cârtească. Adică s-au revoltat și au început să spună, cum poate acesta să spună așa ceva? Acesta hulește. De ce, iubiților credincioși? Învățații evrei, poporul evreu care era învățat în credința mozaică, știa foarte bine că singurul care poate ierta păcatele oamenilor este numai Dumnezeu. Cel care le vorbea lor era Iisus, Fiul Mariei, care în cei 3 ani și jumătate de propovăduire a trebuit să arate lumii că El este și Dumnezeu. Lucru care nu era atât de ușor, fiindcă oamenii sunt oameni, au gândirea lor, și era foarte greu, mai ales pentru evrei, să vadă pe Dumnezeu cel atotputernic, Dumnezeu Creatorul Universului și a omului, Dumnezeu care a avut grijă de poporul evreu și l-a ales pe Avram și din sămânța lui a născut un popor și așa cum am spus, a avut grijă de acest popor, i-a dat legi, l-a acoperit, l-a povățuit, au trecut cu putere prin Marea Roșie, erau fugăriți de egipteni, le-au izvorât apă în pustie, le-au coborât mare din cer și așa mai departe. Dumnezeu acesta care este infinit,
Iată, era în fața lor, întrupat. Iisus Hristos era în fața lor. Dar era greu să înțeleagă, să cunoască că Iisus, Fiul Mariei din Nazaret, este și Dumnezeu desăvârșit. Și de aceea când Iisus a spus acest lucru, Tate, sunt păcatele tale, ei în mintea lor, nu au spus-o cu voce tare, au spus, acesta hulește. Dar iată că Mântuitorul, fiind Dumnezeu, le-a cunoscut gândurile lor. Spune Sfânta Evanghelie, le-a văzut gândurile lor. Este o putere dumnezeiască. Și atunci ce le spune lor? Ce este mai ușor a zice? Să-i spui acestui slăbănoc de atâția ani, neputincios, să-i spui, ridică-te, ia-ți patul tău și du-te la casa ta? Sau iertate, sunt păcatele tale? Mântuitorul le-a pus această întrebare. Să spui acest lucru, dragii mei, unui om bolnav de ani de zile, imposibil de a se deplasa, să se ridice și să plece la casa sa, era fără doar și poate doar o minune dumnezeiască. Să spui iertate, păcatele sunt tot de la Dumnezeu. Deci una și alta erau dumnezeiești. Și atunci, rabinii și cei care cărteau mintea lor tăceau. Fiindcă nu aveai cum să spui că este mai ușor una sau mai ușor celălalt. Și atunci Mântuitorul îi spune, și ca să vedeți că puterea are Fiul omului pe pământ, a iertat păcatele. Și s-a întors către cel slăbănoc și a zis, îndrăznește, Fiule, ție zic, iertate sunt păcatele tale, ia ridică-te, ia spatele tău și du-te la casa. Și în momentul acela, slăbănocul s-a ridicat, a luat patul și cu bucurie a început să alerge propovăduind această minune. Lăsându-i uimiți pe cei din jurul Mântuitorului care se îndoiau de Mântuitorul. Iubiților credincioși, iată, deci din această Sfântă Evanghelie, desprinde multe învățături, am mai analizat-o de câteva ori în fața frăților voastre, dar astăzi vreau să pun accent pe aceste două. În primul rând că Dumnezeu, Mântuitorul, Iisus Hristos, iată, cunoaște gândurile oamenilor, au cunoscut ce gândeau acei evrei. Și în al doilea rând, că are putere de ierta păcatele. Dumnezeu are puterea de ierta păcatele. Și de va fi păcatele voastre negru ca și cât zmârșul, ca smoală, mai albe decât zăpada le voi albi, ne spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură. A doua Evanghelie, haideți să vedem cum ne arată în a doua Evanghelie aceste lucruri. Așa cum a spus Mântuitorul, era în casa unui fariseu. Aici a fost invitat de către fariseu la masă. Au mai fost și vameși care l-au invitat Mântuitorul la masă și știți prea bine că unii din evrei cărteau unde acesta învățătoare, adică de Mântuitorul, se duce și intră în casa unui oameni păcătoși, cum era vameșul, cum erau poate unii din farisei. Dar Mântuitorul le spune, n-am venit pentru cei sănătos, ci pentru cei bolnavi. Iată că într-o zi Mântuitorul a intrat în casa acestui fariseu. Și o femeie păcătoasă, deci o desfrânată, vine, auzind pe semne de Mântuitor, aflând de faptele lui, dar mai ales auzind cuvintele care le-a spus că a venit pentru cei păcătoși, pentru iertarea lor, ea s-a omilit în interiorul ei, l-a căutat pe Mântuitorul, a intrat tiptil în casa fariseului. Fariseii, dragii mei, erau cei învățători de lege care se păstreau în general să fie curați. Nu numai curați spălându-și des mâinile, capul, picioarele, cum erau spălările ritualice, dar erau curați, nu se atingeau de cei morți, ca nu cumva să nu mai poată intra la templu, la jertfă, nu se atingeau de oameni păcătoși și așa mai departe. Totuși, femeia această păcătoasă intră tiptil în casă, se duce lângă Mântuitorul și acolo, plângând, în genunchi, se rută picioarele Mântuitorului. Și având mir, îi toarnă mir pe picioarele Mântuitorului și le șterge cu părul capului ei. Iată că în momentul acesta, fariseul, gazda și alții poate, au început să gândească în mintea lor și să spună așa, dacă Iisus ar fi fost proroc, ar fi știut cine și ce fel de femeie este cea care vine și îi șterge picioarele lui. Căci este o femeie păcătoasă.
Deci aceasta gândeau fariseii mintea lor, nu au spus-o cu voce tare. Și atunci Mântuitorul, iată, spune Sfânta Evanghelie, cunoscând gândurile lor, îi spune lui Simon, acest fariseu, acea pildă foarte frumoasă, și anume cu cei doi care erau datornici unui cămătar. Și unul avea datorie mai mare, unul mai mică. Și neavând cu ce dat, cămătarul le-a iertat datoria. Și Mântuitorul întreabă, cine va iubi mai mult din cei doi pe cel care a iertat? Și ei răspund, cel care a avut mai mare datorie. Și că a iertat mai mult. Și atunci Mântuitorul se întoarce către femeia cea păcătoasă și îi spune, iertate-ți în păcatele tale. În momentul acesta, în mintea acestor farisei, au început să apară gânduri iarăși. Cine este acesta de îndrăznește să spune, frate, sunt păcate? Fiindcă v-am spus, de la cealaltă evanghelie, că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Iar ei nu vedeau pe Mântuitorul ca fiind Dumnezeu. Dar Mântuitorul se spune femeii păcătoase, iertate sunt păcatele tale, credința ta te-a mântuit. Iubiților credincioși, și din această Evanghelie vedem iarăși cum Mântuitorul, Dumnezeu fiind, dar această putere de a cunoaște gândurile oamenilor și ce judecau ei în mintea lor. Și totodată are și puterea aceasta de iertat pe Tatăl. Vă rog frumos să sesizați din altă Evanghelie. Când ni se vorbește la un moment dat despre credință. Dar în Evanghelia cu slăbănog ne se vorbește de credința celor care l-au adus pe slăbănog, cei care l-au luat pe pat și l-au dus la Mântuitorul, văzând Mântuitorul credința lor, și astfel ne arată și ne învață Evanghelia acest lucru, că putem fiecare din noi să ajutăm și pe alți oameni, sau putem fi ajutați prin credința celor din jur. De aceea lui Dumnezeu îi place să ne rugăm unii pentru alții. De aceea venim la biserică și când aducem un pomelnic, nu ne punem doar pe noi, ci și punem și pe oamenii care sunt în suferințe, care sunt în boli, în spitale, în închisori, pe orfani, ca să îi ajute și pe ei Dumnezeu. Deci credința celor din jur, iată, a dus la însănătoșirea prin minune dumnezească a celui slăbănog. În Evanghelia a doua ni se vorbește despre credința ta te-a mântuit. Deci iată, dragii mei, că Dumnezeu lucrează pentru credința noastră și pentru credința celor din jur, care au învoința de a ajuta pe cineva în aproape de-al lor. Dumnezeu cunoaște gândurile oamenilor și de aici vreau să fac legătura cu taina spovedanii. Dragii mei, toate păcatele pe care noi le facem în viață, Dumnezeu le cunoaște. Este un principiu al credinței noastre. Dumnezeu este atotștiitor. Deci vrem, nu vrei, El le cunoaște. Nu are rost să le ascundem. De aceea, când venim la taina spovedanii și spun lucrul acesta și în contextul internetului de astăzi, care a făcut ca să pângărească pe mulți creștini, dar de rușine, rușine care îi vorăște, care își are sursa din mândrie, se ascund păcatele. Și atunci nu sunt mărturisit. Deși Dumnezeu, așa cum ne-a spus, le cunoaște și ne-a demonstrat-o prin cele două Sfinte Evanghelii de astăzi. Cât am vrea să le ascunde, cât am șterge istoricul de la internet, cât am face și ce n-am face, Dumnezeu tot le știe. Ne vede, ne aude. Deci acest lucru, dragii mei, să țineți minte, este o putere a lui Dumnezeu. Iar puterea aceasta de a ierta păcatele, iată cui a dat-o Dumnezeu. Și ne aducem aminte că după Înviere, înainte de înălțare, Mântuitorul vorbindu-le ucenicilor, când a intrat la ucenici pe lucrurile iubiate, cum spunea acolo, și-a suflat asupra lor și le-a spus, luați Duh Sfânt, oricărora veți ierta păcatele, se vor ierta în loc, și oricărora le veți ține, ținute vor fi. Dragii mei, spun Sfinții Părinți că unul din cele mai mari daruri al lui Dumnezeu date omului este această putere de a ierta păcatele.
Ea a fost dată episcopilor și preoților, făcând parte din gelosia aceasta specială. A fost dată această putere, este puterea lui Dumnezeu, nu este a omului, dar lucrează prin om. Și așa s-a așezat în biserică taina aceasta pocăinței care cuprinde și spovedarea, iertarea, părerea de unui păcate, informarea despre păcate, spovedarea, recunoașterea lor, pocăința care se continuă cu canonul respectiv și apoi iertarea păcatelor prin acea rugăciune pe care o zic preoții pe capul celor care vin la spovedire. Deci iată că Dumnezeu ne-a lăsat această putere de a ierta păcatele pe pământ. Și să știți că este puterea și a ierta păcatele, este și puterea a lega păcatele. Iubiților credincioși, de aceea mă îndemn pe mine și vă îndemn pe frățile voastre să profităm în această viață de această mare taină a bisericii, dintre taina pocăinței, unii numești taina spovedanii, și de a profita de ea, nu uitând că Dumnezeu ne cunoaște gândurile noastre. Și fără a avea această curățire de păcate, noi nu putem să ne apropiem de Dumnezeu, nu putem să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Astăzi vă voi da două pilde scurte legate de taina spovedanii, întâlnite în practica de zi cu zi, ca omul. Dar am luat-o ca pilde ca să le vedeți. Spune undeva că o femeie s-a dus la spovedanie. S-a așezat în genunchi și a început să spovedească, dar nu păcatele, ci păcatele soțului. Și l-a spovedit, tot i-a spus, soțul face așa, soțul face așa. La urmă, duhovnicul îi spune, uite, ai canonul următor, faci paraclisul macedonului, citești blocele de seară, faci astea mă trești de metale, faci aia. Ea, o femeie vincioasă de altă, s-a speriat așa și s-a zicat, părinte, dar nu eu am greșit, soțul meu a făcut păcatele astea. Asta e canonul pentru soțul meu. Lui se dă asta. Dar Domnul spune, fiindcă tu l-ai spovedit pe soțul tău, spovedindu-l, l-ai judecat, eu ție îți dau acest canon, până soțul meu nu venea la spovedit. Până va veni soțul tău la spovedit și îi vă dai un canon la timpul. Până atunci, faci tu canonul ăsta și l-ai spovedit pe el. Trebuia să spui doar păcatele tale și primeai canonul și păcatele tale. Faptul că te-ai pus în locul lui, faptul că te-ai făcut judecătoarea lui, vei primi acest canon să-l primești. Aceasta se întâmplă des în practica de zi cu zi. O altă pildă, dragii mei, și poșetoare, este următoarea. Un duhovnic mărturisea un fiu de-al lui duhovnicesc. Un ucenic care era mai departe, nu auzea ce vorbea la spovedit, dar îi vedea pe mâncă. Stătea și numărea. Acel care a venit la spovedit avea un păcat mare pe care nu l-a spus și nu l-a spovedit ani de zi. Și acum tot se chinuia să-l spună, dar când vrea să-l spună, când se schimba. Iar vrea să-l spovedească, iar se schimba. Până la urmă, nu a avut puterea să-l spovedească. S-a ridicat la spovedit, duhovnicul a dezlegat și a plecat. După ce a plecat, vine ucenicul la duhovnic și spune așa, Părinte, ceva s-a întâmplat. În timp ce îl spovedea pe acest om, am văzut un șarpe mare care tot scotea capul din gura lui, vroia să iasă, intra înapoi. Iarăși vrea să se ia, intra înapoi. Ce se însemne acest lucru? Duhovnicul a spus să știi că se va întâmpla un lucru grav. Hai repede după acel om. Au alergat după el, l-au prins din urmă, dar era deja întins la pământ pe moarte. Și deasupra lui era un șarpe mare și mai mulți șerpi mai mici care erau afară și un șarpe mare care ieșea din el. Și atunci el, înainte de a muri, a spus că Părinte, mi-a fost rușine să spovedesc un păcat și n-am mai putut să spovedească și am murit. Lucrul acesta, dragii mei, este o descoperire de la Dumnezeu să ne arate că diavolul, în timpul acestui șarpe, ne împiedică să ne spunem păcat. Și el atunci, acest care era pe moarte, a spus, este prea târziu acum, fiindcă deja diavolul a pus mâna pe sufletul meu și îl duc în ea. De
De aceea, iubiților credincioși, plecând și la aceste pilde și la Evanghelie de astăzi, să ne gândim așa, Dumnezeu tot știe. Mă duc și le spovedesc, de aceea Domnul nu vă așează de ce și față de coane în Cătorul sau în Macedonul Cătorul. Deci vă spovediți cu Dumnezeu. Nu preotului, preotul este și el cu păcatele sale. Aceasta este învățătura din duminica aceasta. Nu voi încheia fără în a completa un pic predica care a ținut-o duminica trecută la Mergilia, unde am abordat un pic subiectul recensământului. Nu știu dacă este târziu, cred că s-a terminat, nu știu exact, dar duminica trecută am vorbit un pic despre recensământ și mi-am spus părerea mea, deoarece mulți oameni, și mai ales în ultimele zile, tot au sunat și au întrebat ce face, cum este, e bine, nu este bine. Deci dacă vreți să ascultați predica duminica trecută, să o ascultați și veți înțelege de ce vreau să o completez astăzi. Acest subiect legat de recensământ, iubiților credincioși, este un subiect și el foarte dificil, întotdeauna ca și cu vaccinarea. În Sfânta Scriptură, în ultima carte, în Apocalipsă, în alte descoperiri ale Sfinților Părinți, se vorbește că la sfârșitul lumii, Antichriștii și Antichrist va veni cu înșelăciune. Va veni prin înșelăciune și va prinde pe mulți și din ce aleși vor fi înșelați. Vedeți dumneavoastră, subiectul acesta, de exemplu, al vaccinării, subiectul acesta al recensământului, ele nu sunt subiecte, dacă le scrie, nu sunt subiectele teologice sau subiecte bisericești, strict. N-au fost, să spunem, reglementate de simanele ecumenice trecut, ca să le pot ușor recunoaște și cataloga și le dau rezolvare. Problema de vaccinare pare că este o problemă de sănătate și este o problemă a medicilor. Și ați văzut că mulți ne-au blamat pe noi, de ce ne băgăm noi în treaba medicilor? De unde știm noi preoții, de probleme legate de medicină, de vaccinuri, etc. La fel și problema aceasta a recensământului este o problemă socială. O problemă de societate în care, cum spuneai, guvernul vrea să facă, să aibă niște informații pentru a-și face un plan pe următorii 10 ani. Asta este motivația sau argumentația pe care a dus-o directorul de la Institutul de Statistică, spunând de ce face acest recensământ. Și atunci, practic, aceste lucruri n-ar fi de domeniu, să zicem, al nostru, al preoților, al teologiei, să zic. Cu toate că atunci când vorbești de biserică, vorbești de Dumnezeu, vorbești de Slujitor, vorbești de întreaga viață a oamenilor. Nu există, așa cum am spus de multe ori, credința ca fiind o felie din viața noastră, ci viața noastră se bazează pe credință și toate acțiunile noastre sunt prin credință. Ei, iubiților credincioși, în schimb, faptul că iată ne se vorbește despre o înșelăciune și am observat în pandemie, prin vaccinare, că se poate într-adevăr afecta sufletește omul și prin aceste lucruri care par că sunt de altă domeniu. De aceea ne face ca și asupra acestui recensământ să fim atenți. Eu am discutat, v-am spus la Mergilia duminica trecută, câteva idei legate de frica mea personală, îndoielile mele legate de recensământ. Vreau să le completez astăzi cu două informații care am trebuit să fiu în aceasta. Și anume, una este că în Olanda s-a votat o lege, sau se votează acum, sau se încearcă să voteze o lege, în care va deveni obligatoriu, sau guvernul va avea puterea de a-ți aduce în casa ta emigranți în caz că vin un val de emigranți peste țara respectivă, cum acolo la noi. Deci dacă tu ai mai multe camere decât ai nevoie, și aceasta guvernul înțelege cât ai nevoie, atunci cei liberi, guvernul te va forța să primești din așa numiți emigranți. Mai mult decât atât, scrie acolo că guvernul are posibilitatea și va avea dreptul să te reloce pe tine, să te relochezi, adică dacă e un singur om într-o casă mai mare, te ia și te duce în altă casă unde are o cameră liberă, iar casa respectivă o pune la dispoziția emigranților și așa mai departe.
Când am început recensământul, unii au tras atenția și au spus, fiți atenți că s-ar putea să ajungem aici. Că ei au nevoie de o cunoaștere a acestor lucruri și oricum o vor face. Dar măcar să nu fie cu aprobarea ta. Asta este un articol care a apărut de curând și care mi-a adus aminte de începutul acestui recensământ, când s-a tras atenția că s-ar putea recensământul să aibă și acest motiv pentru care este făcut. Iar al doilea lucru care vreau să vă spun este că într-o carte numită Mari Stareți în vremurile de pe urmă, care vorbesc despre vremurile de pe urmă, un cuvios din Rusia spunea așa, pe la începutul secolului 20, că va veni sfârșitul, că va fi războaie, va fi foame, va fi lipsă de apă și așa mai departe. Și la un moment dat spune, că un mare recensământ, în care oamenii vor fi trimiși oameni pe la casele oamenilor. Și acesta este al Antichrist. Deci spunea prin la începutul secolului 20. Iar în carte este publicat în 2007. Că nu era vorba de recensământ. Și am mai aflat că acest recensământ se va face în întreaga lume și durează până în 2024. Deci, căutând despre acest recensământ, iată, am găsit în această carte, vorbindu-ne de cineva curios din Rusia, încă de la începutul secolului, că la sfârșit, când va veni sfârșitul, va fi și un mare recensământ. Și spune în acest recensământ, să vedeți cum, ce interesant și să vedeți în ce situație sunt, am spus eu personal. Mă sună de curând o fică dolcească de-a mea și spune, prea simțit, uitați, între mine și soțul meu a apărut o ceartă pe tema recensământului. A venit să facă recensământul, soțul și copiii, soțul a acceptat să facă, a dat datele și a copiilor, dar eu nu am vrut. Eu am vrut, soția a spus că eu nu vreau să fac acest recensământ. A plecat recensul de acolo și între ei a văzut ceartă, că de ce nu au vorbit mai de mult, de ce pune familia într-o situație dificilă, să nu vor veni amenzi și așa mai departe. Și m-a sunat, da? Toată familia se mătrisesc la mine. M-a sunat soția și mi-a spus, uitați ce a apărut între noi, răceală, supărare. Și eu căutând despre ce să mânc ca să aduc argumente, susținând în părerea mea că nu sunt pentru acest recensământ, am dat peste acest lucru și chiar spune în această carte așa, că acest cuvios a spus, și vor fi trimiși oameni din casă în casă și va intra în casele oamenilor. Și spune, și vor fi case în care soțul nu va voi să semneze, iar soția va spune, hai să semnăm că altfel nu puteți să ne creștem copiii. Gândiți-vă, când am dat peste acest lucru, auzind din viața reală ce se întâmplă, cum le-am corelat, și am spus, iată, într-adevăr, aceste lucruri se întâmplă și ele au fost puse la începutul secolului 20. Și publicate în carte, poate mai demult, dar în 2007. Deci, iată, dragii mei, că se pot, aceste lucruri se împlinesc sub ochii noștri. Că va fi un mare recensământ. Că se vor certa soții între ei, care va semna și care nu va semna, lucru care iată s-a întâmplat real. Și de aceasta le-am spus, ca să fie în completare de această întâlnire trecută, eu personal, deci o zic în numele personal, o zic în numele bisericii, pentru că nu s-a discutat cu vorba aceasta la nivel de sinod, dar în numele personal spun că acest recensământ nu este curat. Nu este în regulă. Deci acest recensământ se va întoarce la un moment dat ca o mutereană împotriva noastră, oameni. De aceea eu personal am sfătuit, poate un pic prea târziu, să oamenii să se ferească de ei. Să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, fiindcă așa cum am spus, vin lucrurile prin înșelăciune. Să fim atenți la ce se întâmplă în zilele astăzi. Nu vă lăsați păcăliți. Vin cu presiuni despre schimbările climatice și vor impune restricții
vin cu presiuni legate de amprenta de carbon și vor subjuga mai mult pe oameni. Vin cu presiuni legate de poluare și vor subjuga și mai mult pe oameni. Ei vor flămânzi, le vor reduce rația de apă, le vor închide curent. Ceea ce a fost în comunism, cei care să aveți o vârstă și ați prins și eu am prins, ceea ce s-a întâmplat la comunism a fost un experiment. Comunismul, ca și așa numită democrație în Occident, ambele sunt două experimente, jonglate de niște oameni care sunt foarte bogați de lumea aceasta, care au o gândire bolnavă, că ei sunt, de fapt, în drept de a stăpâni lumea, și care, ei, dacă se închină cuiva, se închină diavolul. Și lucrurile care le fac sunt descrise în Apocalipsă. Dumnezeu și Maica Domnului să ne ajute, să ne fericească, să ne deschidă, să ne ferim aceste lucrări de ale celui rău, că vrem și noi să ne mântuim, să fim alături de Dumnezeu nostru, care ținem doar în slavă, cinstea și fericirea vecii și vecii. Și ca să vedeți că Dumnezeu lucrează, iată mâine avem o sărbătoare frumoasă, întâmplată, în care sărbăm o minune, în care s-a pictat o icoană a Maicii Domnului, icoana Maicii Domnului Bărbărința, chiar la noi, în țara noastră. Deci, în seara aceasta este judecherii, mâine este sărbătoare.